Abonează-te la canalul Miere TV pentru mai multe clipuri. Like and share dacă ți-a plăcut. Clicul tău mă motivează. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a vedea primul clipurile. Și să dai un follow la pagina de Instagram. Salut, sunt Od de la Miere TV și astăzi nu am ce să mănânc. Este ora 3 și trebuie să mă duc la sală și nu am mâncat absolut nimic. Ce mă fac? După cum am spus, este ora 3, eu nu am mâncat absolut nimic astăzi, am băut decât o cafea. Și a început un pic să mi se facă foame, să mă roadă stomacul. Peste vreo 2 ore mă voi duce la sală. Așa că vreau să vă arăt ce mănânc eu în momentul în care nu mai am nimic de mâncare în frigider. Ei bine, am deschis congelatorul și pentru că acolo îmi țin polenul. Și am scos o caserolă de polen. Așa arată. Se ține la congelator, nu îngheață. Și credeți-mă că este foarte, foarte bun. Da, mi-a căzut și pe tastatură. Așa, deci este foarte bun și are foarte multe proteine. Am rămas și fără păstură. Trebuie să mă duc la băbeni să mai iau niște păstură. Așa că voi mânca niște polen pentru a-mi proteja la stomac și pentru a-mi ține de foame. Pentru că este foarte, foarte bun. Conține multă proteină și voi mai bea niște sirop din acesta, mai am pe acasă. Este practic miere lăsată la macerat în muguri de pin și este foarte, foarte bun pentru că îți dă energie, fiind numai cu miere, fiind fără zahăr, îți protejează și stomacul, îți dă energie, iar acesta la fel pentru stomac, pentru ficat, polenul și pentru proteine, pentru a ține de foame. Vă voi arăta imediat cum îl mănânc. Varianta cea mai simplă este să bagi direct limba în caserolă pentru că polenul are un conținut scăzut de apă și atunci se lipește imediat de limbă. De aceea nici nu îngheață dacă îl țineți la congelator. Acolo și trebuie ținut. Are un termen de valabilitate de un an de zile dacă îl ții la congelator, acesta crud. Și Iar cel uscat are un termen de valabilitate mai mare, dar prin uscare își pierde foarte mult din uleiurile volatile și din proprietăți, așa că este mai bun acesta crud. Este foarte moale, catifelat. Un pic dulce, iar la sfârșit îți lasă un gust un pic amar, de aceea voi bea puțin sirop din acesta. Pot să-l fac și cu apă, poți să-l bei și așa, dacă ai probleme și cu gâtul este foarte bun. Da, este foarte, foarte dulce pentru că este numai miere aici și are un gust puternic de muguri de pin. O să iau un pahar imediat să vă arăt cum îmi fac eu siropul. Am luat un pahar, am luat și o lingură să amestec. O să-l pun aici să vedeți. Deci se pune puțin, cam de un deget. Iar apoi punem apă. O să bag lingura aici pentru că mierea se dizolvă mai greu, nu este ca zahărul. Era bun cu apă minerală, însă nu mai am nici apă minerală. Am rămas și fără mașină weekendul acesta. Așa că nu contează ce probleme ai, contează să încerci să mănânci sănătos, să încerci să mănânci cât mai natural, să lași merdenelele, să lași fast food-urile, lasă dulciurile, pentru că nu sunt bune pentru tine, îți vor crea dependență și vei ajunge foarte, foarte gras, exact cum am ajuns și eu. O să intri într-un ciclu din acesta din care nu mai poți să ieși pentru că îți creează o dependență foarte mare. Chiar am văzut un clip acum la Atenție Cad Mere, mi s-a părut genial. Zahărul, sarea și nu mai știu ce zicea el, sunt cică la fel de dependente precum drogurile.
precum heroina, precum cocaina, așa că evitați să beți zahăr, evitați să beți sucuri cu foarte mult zahăr, pentru că nu vă fac bine și vă vor crea o dependență la nivel de subconștient, la nivelul creierului și vă va fi foarte greu să scăpați de această dependență. Noroc! Bun, acesta este foarte, foarte bun cu apă. Simplu se bea decât dacă dorești să iei așa o doză rapidă și să ai energie. Dar vă recomand să vi-l faceți cu apă. Dacă nu sunteți răciți, dacă nu vă doare în gât, nu-l beți simplu, faceți-l cu apă, vă și hidratați. E foarte bine cu ocazia asta mai bem și un pahar de apă pe ziua de astăzi. Mai luăm câteva lingurițe de polen. Acum că tot am lingura asta aici, vreau să vă arăt. Deci uitați. Ah, nu focalizează. Din păcate, filmez cu telefonul, nu am cameră de filmat și atunci calitatea este mai slabă pe canalul meu, dar o să încerc să îmbunătățesc și acest aspect. Acum în martie este ziua mea și poate îmi fac cadou o cameră de filmat. Să vedem. Bun, ăsta se poate pune și în mână. Așa. Și la fel îl băgăm în gură. E super moale și super bun. Să nu luați așa mult ca mine pentru că îți usucă gura foarte tare și e greu de înghițit. Luați mai puțin. Puteți să faceți cum am făcut eu. Dacă în caz nu mai voi din acea caserolă, puteți să băgați limba de 2-3 ori și e foarte bine că se ia cât să nu vă nece. Apoi avem niște apă sau sirop cu miere, bineînțeles. Foarte bun. Îți ia foamea cu mâna. La fel de bună este și păstura, ba chiar mai bună, pentru că este un polen crud pe care albinuța îl bagă în stup. Apoi vine cu niște enzime. Adaugă niște enzime extraordinar de bune și după un timp de fermentație naturală în stup se transformă în bobițe de păstură. V-am zis, nu mai am acasă să vă arăt. Dar și polenul este foarte, foarte bun. Este și mai ieftin decât păstura. Și vă faceți treaba cu el, vă garantez, vă va ține de foame, vă va proteja stomacul, ficatul, va îmbunătăți toate funcțiile vitale ale corpului și o să aveți o zi în care nu veți mai răvni după tot felul de prostii, de fast food-uri, de patiserie și așa mai departe. Este foarte hrănitor și nu vi se va mai face foame pe parcursul zilei. Cum am zis, este ora 3. Mănâncă acum polen, beau acest pahar de miere cu unguri de pin, apoi mă duc la sală și mai mănânc diseară, înainte să mă culc, mai mănânc ceva tot așa bogat în proteină, probabil că o să mănânc niște ton sau o friptură de pui, o salată, putem să mai mâncăm seara. Sunt cu calorile foarte jos, încă nu am urcat cu ele, pentru că încă mă simt bine și nu am avut probleme la sală, nu am avut probleme cu foamea. Când mi se mai face foame noaptea, tot așa mai mănânc câte o lingură de polen sau o lingură de păstură. Mai iau o linguriță de miere dacă am poftă de dulce, după care beau multă apă și mi-a trecut și senzația de dulce. Sper că v-a plăcut, sper că ați avut de învățat ceva nou. Consumați lucruri bune, consumați produse apicole, consumați produse sănătoase, consumați fructe, consumați legume, consumați ouă. Și vă garantez că veți slăbi. S-a făcut ora 5 aproape, trebuie să mergem la sală. Haideți să vedem, să ne antrenăm un pic, să vedem ce putem să filmăm și pe acolo. Da. Am ajuns la sală, stai aici cu Alex. Salut. Ia să vedem ce ai Alex aici în ghiozdan. Uite-mă cu polen. Ah, bravo, bravo. Asta e arma secretă a bodybuilderilor.
Să mă ajută în spune, da? Sus! Vino! Bravo! Doamne, bravo! Șase, polenul și mierea te face mare! Cum ce ați mâncat azi înainte de antrenament? Polenul și mierea, fața Italiei! Este ora 8, am ajuns acasă, am terminat antrenamentul, am avut un antrenament foarte bun cu Alex. A avut și doamna Florin un antrenament, ați văzut, v-am arătat o serie la piept. Asta înseamnă să fii sportiv natural toată viața, să te hrănești cu lucruri sănătoase, cu lucruri care te ajută, care îți ajută organismul. Renunțați la tot felul de prostii și încercați să mâncați cât mai natural, pentru că puteți face performanță. Pe vremea dânșilor nu erau proteine, pudre și nu aveai acces la ele, adică poate erau, dar nu aveai acces pentru că eram comuniști și nu intra nimic în țară din afară. Așa că, de asta zic, se poate și natural. Nu mai încercați scurtături în viață, pentru că scurtăturile vă vor aduce să vă umflați foarte repede și apoi să fiți dezamăgiți, să vi se desumfle mușchii la fel de repede cum s-au și pus. Cu aceste lucruri fiind spuse, nu pot să vă doresc decât numai bine. Rămâneți motivați. Până data viitoare, eu sunt Toto. Ciao!